Partidul Democrația a prezentat platforma electorală pentru alegerile de pe 30 noiembrie în cadrul unui simpozion la care au participat parteneri europeni, reprezentanții Partidului Socialiștilor Europeni, precum și experți și analiști politici din Moldova. Planul PD pentru creșterea Moldovei, alcătuit din 12 capitole, conține și propuneri primite de către democrați de la oamenii din țară. Viziunea PDM se concentrează în jurul ocrotirii familiilor prin garantarea creșterii condițiilor de trai pentru cetățeni din satele și orașele țării.